Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit! Eu sunt Andrei de la Ecovent și astăzi facem unboxing pentru sistemul de ventilare cu recuperare de căldură Healthy Flow Plus. Hai să începem! Ok, avem aici cutia. Pe cutie avem reprezentat cum arată acest sistem de ventilare cu recuperare de căldură care arată, în esență, arată ca un aer condiționat. Ceea ce cred că o să fie bine Recepționat de către piață, fiindcă oamenii sunt deja obișnuiți cu echipamente care arată ca un aer condiționat în casele lor. Avem aici, așa. Filtrează polenul, filtrează particulele nocive din aer, filtrează igrasia și mucegaiul și funcționează automat în funcție de umiditatea din încăpere. Aici spune că este recomandat de către Societatea Italiană de Medicină. Ok? Pe partea asta. Avem eficiență de recuperare a căldurii de maxim 91%, un nivel minim de zgomot de 18 decibeli, doar 18 decibeli, un nivel maxim de debit al acestui sistem de ventilare 42 de metri cu pe oră, ceea ce este mai mult decât suficient pentru două persoane care se află într-o cameră în același timp, un sistem de filtrare F7 plus G4, Adică, pe lângă un filtru G4, mai avem și un filtru F7, un filtru mult mai dens, care filtrează majoritatea particulelor și a noxilor din aer, în așa fel încât în încăpere să ne ajungă un aer proaspăt și curat. Și ne mai spune aici că consumul de energie este de minus 36,7 kW pe oră pe metru pătrat pe an. Adică ce vor să spună ei, de fapt, este că dacă folosești un sistem de ventilare cu recuperare de căldură ca acesta într-o încăpere, o să economisești 36,7 kW pe fiecare metru pătrat din încăpere respectivă, doar datorită faptului că ventilezi încăperea și nu deschizi geamul ca să o aerisești și în felul ăsta nu pierzi căldura aerului din încăpere, ci aparatul acesta îți recuperează acea căldură pe care o extrage din aerul evacuat în afară, din încăpere și îți aduce permanent aer proaspăt în casă. O chestie interesantă de luat în considerare. De asemenea, ce ne mai spune aici este că acest echipament funcționează și cu o aplicație care poate fi downloadată de pe App Store sau de pe Google Play și ne mai spune faptul că are și o telecomandă. Hai să deschidem și să vedem exact cum arată acest echipament avem două tuburi da, care se montează în perete, un tub de 75, deci intră foarte bine într-o gaură de 80 de mm. Un tub prin care vine aerul în capere și un tub prin care o să iasă aerul din capere. De asemenea, avem două grile exterioare care se montează pe tub în așa fel încât pe partea exterioară să arate estetic frumos și să nu intre intemperiile pe uh, tub, de asemenea, ce este important în momentul în care se execută gaura din interior în exterior, să se lase un unghi mic înspre exterior, în așa fel încât să nu intre apa sau alte uh, chestii prin tub în sistemul de ventilare cu recuperare de căldură. De asemenea, avem șuruburile de prindere a sistemului de ventilare pe perete. Ok? Mai găsim aici și manualul de utilizare a Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură, telecomanda, această schiță de montaj, cu ajutorul căreia putem să facem exact găurile acolo unde este nevoie, da? respectiv aici, și să dăm găurile de prindere exact acolo unde este nevoie, în așa fel încât, în momentul în care punem echipamentul pe perete, să se potrivească perfect pe găurile necesare pentru a fi montate. Uite, așa arată sistemul de ventilare. Healthy Flow Plus, care este al doilea ca nivel de echipare după Healthy Flow Easy și se diferențiază prin faptul că are acest panou mare și frumos care arată ca un aer condiționat și plasticul este unul lucios de o calitate superioară. De asemenea, ce mai are acest aparat suplimentar față de Healthy Flow Easy este că are un senzor de umiditate și poate să funcționeze independent în funcție de umiditatea aerului din încăpere. De asemenea, mai are și o aplicație de telefon cu ajutorul care putem să controlăm acest echipament. Și, încă un lucru foarte pozitiv, are posibilitatea de a extrage filtrul direct din partea de jos, fără să mai fie nevoie să scoatem carcasa de pe echipament. După cum vedem aici, în partea de jos, avem panoul de control, care se poate extrage de aici, scoate în afară și tragem de filtru și scoatem frumos filtrul în exterior. După cum observați aici, avem două filtre. Filtrul de sus este filtrul de evacuare a aerului din încăpere. Avem nevoie de acest filtru pentru ca intemperiile și praful din casă să nu intre în schimbătorul de căldură. Se opresc în acest filtru. Pe partea cealaltă, aerul de afară poluat cu particule, cu noxe, intră prin filtrul G4 după care prin filtrul F7 se filtrează și ajunge în casă un aer curat, proaspăt, fără particule, fără polen, fără mizere, fără praf de afară. Ok, punem filtrul ăsta înapoi pe poziție. Acest filtru este necesar să fie schimbat o dată pe sezon, adică o dată primăvara și o dată toamna adică de două ori pe an. Îl punem înapoi pe poziție, punem înapoi panoul de control și putem să utilizăm în continuare acest recuperator de căldură. Cum funcționează acest recuperator de căldură? Acest recuperator de căldură este practic un sistem de ventilare centralizat în miniatură, adică funcționează exact după aceleași principiu și mai mult decât atât are un schimbător de căldură în contraflux, direct aici, la fel ca un sistem de ventilare centralizat. Nu doar un schimbător de căldură simplu, ci un schimbător de căldură cu entalpie, care pe lângă faptul că recuperează căldura, mai recuperează și cea mai mare parte a umidității și o întoarce în casă. Ăsta iarăși este un diferențiator foarte puternic al acestui sistem de ventilare, pe lângă faptul că are o filtrare foarte eficientă. Cum funcționează? Aeropolat intră pe aici, trece prin schimbătorul de căldură, după care este evacuat în partea asta. Pe partea cealaltă, aerul proaspăt de afară intră pe aici, trece prin schimbătorul de căldură și intră în casă după ce este filtrat foarte eficient de către filtru F7. În felul acesta se creează un flux de aer care circulă permanent în casă și în felul ăsta se reîmprospătează permanent aerul, se aduce aer proaspăt de afară care se filtrează prin filtru F7 și în același timp se elimina aerul viciat din încăpere. Și totodată se păstrează cea mai mare parte a umidității în casă, fiindcă avem un schimbător de căldură cu entalpie, care prin membrana schimbătorului de căldură transferă umiditate de la aerul evacuat către aerul care vine de afară în încăpere. Și în felul ăsta, pe lângă căldura aerului, se mai transferă și umiditatea aerului înapoi în casă. Fiindcă o problemuță a sistemelor de ventilare cu recuperarea de căldură este faptul că usucă aerul din încăpere și pentru asta avem nevoie și de un umidificator în casă ca să fie eficient și să nu ne creeze un disconfort din punct de vedere a umidității aerului din încăpere. Ei, un sistem de ventilare de la Healthy poate să regleze această situație, mai ales că acest aparat are și o aplicație de telefon și un senzor de umiditate, care în funcție de umiditate o să crească sau să scadă nivelul de ventilarea încăperii, în așa fel încât să se asigure că în încăperea în care funcționează o să fie un nivel de umiditate cât mai optim. Putem controla acest sistem de ventilare atât cu telecomanda, cât și prin panoul de control, cât și din aplicația de telefon de pe App Store sau de pe Google Play, AirGuard. Da? Căutați pe Google Play sau pe App Store Air Guard și o să găsiți aplicația de la Healthy care poate să controleze acest echipament. Bun, ca să folosim aparatul, pornim ventilația în viteza 1, o să se pornească acest LED care o să arate că aparatul funcționează. În acest moment a început să funcționeze aparatul, să aducă aer proaspăt, să scoată aer din partea de jos și să aducă aer în partea de sus în momentul de față. Da? Viteza 2, viteza 3 și viteza 4 de funcționare și de asemenea avem și viteza de ventilare maximă de aerisire care e în partea aici de jos și desigur avem și viteza de ventilație pe timp de noapte care în momentul în care este pornită aparatul coboară în viteza minimă în așa fel încât să nu ne deranjeze din punct de vedere fonic pe timp de noapte. Și mai avem și funcția de free cooling care în momentul în care este pornită ce se întâmplă este că aparatul funcționează fără să mai treacă Aerul prin schimbătorul de căldură, în așa fel încât să reîmprospăteze permanent aer din încăpere la temperatură apropiată din exterior. Asta se întâmplă în momentul în care, de exemplu, avem o situație când afară vara, temperatura de afară este mai răcoroasă decât temperatura din casă. Și atunci, interesul nostru nu este să aducem aer mai cald în casă și un aer cât mai răcuros, în momentul respectiv putem să pornim funcție de free cooling, de bypass, prin care ni se aduce aer proaspăt în încăpere, fără să se preîncălzească cu aerul care este evacuat din încăpere în acel moment. Dar în același timp este un aer filtrat prin filtru F7. Aceleași comenzi se pot da și de pe telecomandă, apăsând pe săgeată în sus o să creștem viteza aparatului, apăsând pe săgeată în jos o să scădem viteza de funcționare și apăsăm pe funcția de ventilare pe timp de noapte o să mergem în viteza minimă, funcția free cooling și funcția de ventilare maximă. Un alt aspect important pe care vreau să vi-l prezint este faptul că carcasa recuperatorului de căldură este construită dintr-un material numit EPP, care este un excelent izolator atât fonic cât și izolator termic, adică sunetul de afară pătrunde foarte greu în încăpere prin acest material și în același timp este un material care păstrează căldura aerului la temperatura la care este fără să se transfere aer prin carcasă și în felul ăsta acest echipament ajunge la un randament de recuperare de căldură de până la 91% și un debit maxim de 42 de metri cub pe oră în condițiile în care acest aer este trecut printr-un filtru F7. Iar asta este datorită faptului că avem niște motoare centrifugale aici care pot să creeze presiune și să împingă aerul cu putere prin acest filtru în așa fel încât să se filtreze și să ducă în casă aer proaspăt și filtrat în același timp. Deci putem să spunem că acest aparat îndeplinește și funcția de purificator și funcția de recuperator de căldură. Și pe lângă asta mai îndeplinește și o funcție de umidificare a aerului, fiindcă aerul evacuat lasă o parte importantă din umiditate în schimbătorul de căldură cu entalpie, care se întoarce înapoi în casă prin aerul care vine de afară în încăpere și în felul ăsta nu se usucă aerul atât de mult în încăpere cum se întâmplă de obicei la sistemele clasice de ventilare cu recuperare de căldură un lucru pe care mi l-aș fi dorit să-l aceste sisteme de ventilare este să există acces în interiorul schimbătorului de căldură. După cum vedeți aici, această carcasă este una capsulată, deci nu avem acces în interior. Asta se întâmplă conform producătorului pentru ca să nu se producă scurgeri de aer pe la îmbinările carcasei, dar nu avem acces la echipamentele din interior și în cazul în care există o defecțiune, atunci întregul aparat interior se trimite la service, la noi, iar noi o să vă dăm un alt echipament și echipamentul defect o să fie trimis înapoi la producător în Italia. Deci, practic, unicul acces pe care îl avem în interior este doar la partea de filtru, la schimbarea filtrului aici și cam atât. În concluzie, acest echipament se adresează clienților care, pe lângă un sistem de ventilare, își doresc și un design foarte plăcut în casă, în așa fel încât să arate foarte bine, poate fi foarte ușor confundat cu un aer condiționat cu care majoritatea oamenilor sunt obișnuiți în case. De asemenea, poate fi recomandat și pentru persoane care suferă de asm sau de probleme respiratorii sau probleme cu alergiile sau locuiesc în zone cu un nivel de poluare ridicat, cu mult praf, cu multe particule nocive în aer, fiindcă acest echipament are un filtru F7 care pe lângă faptul că vă aduce aer proaspăt în casă, vă și filtrează aerul în încăpere. Și în felul ăsta aveți, pe lângă aer proaspăt, aveți și aer curat. Și un alt plus pentru acest echipament este că are acest senzor de umiditate cu ajutorul căruia poate să funcționeze în funcția auto, adică să regleze el singur când să crească sau când să scadă nivelul de ventilare a aerului din încăpere în funcție de nivelul de umiditate pe care îl citește senzorul de umiditate în încăpere. În concluzie, dacă ești cumva interesat să afli care sunt costurile de achiziție și de montaj a unui asemenea sistem de ventilare cu recuperare de căldură în casa ta, te rog frumos să te uiți mai jos, aici în link, în descriere și o să găsești acolo toate informațiile de care ai nevoie, în așa fel încât să iei cea mai bună decizie pentru tine. Acesta este nivelul de echipare mediu. Există și Nivel de echipare superior și un nivel de echipare inferior. În funcție de buget și de nevoile tale, poți să-ți alegi exact ce-ți se potrivește cel mai bine. Cam atâta pentru astăzi, eu sunt Andrei, și până data viitoare, nu uita, aerisește-ți permanent locuința și ai grijă de calitatea aerului din casa ta.